Momente emoționante la festivitatea de absolvire pentru absolvenții de clasa 8 ai Colegiului Național Grigore Moisil din București. La festivitate au participat elevi, cadre didactice, părinți, bunici și prieteni ai adolescenților care încheie o etapă importantă din viața școlară și se pregătesc să ia startul spre nivelul următor. La o școală atât de performantă, 16 copii din 73 cu media 10 pe cei 4 ani, peste 30 de premii, întâi cu media 10 pe clasa a 8-a, numeroase premii la etapele naționale ale olimpiadelor de matematică, fizică, chimie, informatică, nu pot să fi decât extrem de emoționat și mândru. Un moment chiar foarte emoționant, s-au terminat cei 4 ani de gimnaziu, dar mă bucur că s-au terminat cu bine, cu note bune, prietenii noi care vor ține probabil o viață. Am fost 4 ani foarte minunat, alături de dragii mei colegi și profesori. Îmi aduc aminte de frazele amuzante ale profesorilor când făceam vreo năzbâtie și cât de uniți am fost noi ca clasă în acești ani de gimnaziu. Sper să mai am parte de un asemenea colectiv minunat în continuare. Momentul de final, marcat de aruncarea tocilor în aer, a fost filmat și fotografiat și va fi păstrat la loc de cinste în albumul de amintiri al fiecărui viitor licean. Felicitări! Gimnaziul s-a încheiat, se apropie liceul. Le dorim și noi succes viitorilor liceeni.